Bună dimineața! Sper că v-a plăcut titlul acestui podcast, pentru că mie mi se pare că este foarte de actualitate, mai ales după cei de la pagina Ro Vaccinare, care nu încetează niciodată să mă surprindă cu creativitatea lor, au publicat o scurtă povestioară, cum că l-au vaccinat pe Moș Crăciun, la nu știu, spital din București. Bine, cu ghilimele de rigoare, era un personaj acolo într-un video care nu s-a deschis, dar mi s-a părut foarte tare că oamenii care se ocupă de propaganda pro-vaccinare au atins această bornă, să-l vaccinăm pe Moș Crăciun. Mie mi se pare că e poveste fabuloasă, are un potențial imens. Eu, cum să spun, când au apărut primele desene animate porno cu personaje din desene animate, toată lumea a zis că așa ceva nu se poate. E, s-a putut, a fost bine primit, adulții s-au uitat la desenele copilăriei cu alți ochi, iar acum să-l vaccinez pe Moș Crăciun, chiar așa figurativ, mie mi se pare că e foarte mișto. Și aici vreau să vă implic într-o dezbatere foarte serioasă, așa de final de an. Bă, cum credeți că s-ar fi poziționat referitor la pandemie și la vaccinare personajele copilăriei noastre, personajele fictive ale marilor legende, povești, basme, desene animate americane, că deja fac și ele parte din folclorul real, adică nu mai sunt separat. Să le luăm pe rând. Bă, credeți că Harapalp s-ar fi vaccinat sau nu? Adică în eroismul lui sumar, adică el cumva, Harapalp, e destul de băbălău, așa, de la păcălit ăla, l-a băgat acolo, vitejia a fost o formă de răzbunare, nu e vreun șmecher, nu e vreun tip care să-și asume. Eu cred că Harapalp s-ar fi vaccinat, așa mă gândesc eu acum. Frumoasa din pădure adormită, am niște dubii, pentru că ea cât a dormit acolo în pădure, poate și-au făcut voile cu ea toți hândrălăi, toți pădurarii, toată Romsilva, toată garda forestieră, și mă gândesc că dacă ar fi fost gravid, avea contraindicații. Deci eu cred că ea întâi s-ar fi trezit și și-ar fi făcut un test de sarcină. Pe urmă ar fi văzut dacă e pozitivă, negativă și dacă se vaccineze sau nu. Cei 7 pitici, greu. Cei 7 pitici, mai ales ăla, Snuzi, care s-a rănutat tot timpul, pe ala n-are cum se vaccineze cât timp are simptome. Așa scrie, așa a zis și domnul Valeriu Gheorghiță. Dacă ai simptome de COVID, nu te vaccinezi când ești sănătos. Vaccinul se face pe burta goală, ca să zic așa. Pinocchio. Bă, Pinocchio eu l-aș trimite direct la DNA. Pinocchio oricum e un mincinos patologic. Eu cred că el zice că are certificat verde și minte. Adică nu cred că l-are. Eu, dacă ne uităm bine la nasul lui când e întrebat de certificat, eu cred că vedem acolo ceva. Ileana Cosânzeana s-ar fi vaccinat, că ea era o fată bună și nu vrea să se supere cu nimeni. Făt frumos din lacrimă, nu știu ce să zic cu lacrimile astea, că sunt un pericol de contaminare. Doi feți cu stea în frunte, știm clar că s-ar fi vaccinat și știm, mai nou știi și cum îi cheamă, Raed și Valeriu. Ăștia sunt cei doi feți cu stea în frunte. Ei știu totul despre tot, tot timpul, nu pot fi decât mega vaccinați. Nu, totul pe dobitoc unde dădea peste mine. Bă, ce băiat, virajul la stânga de pe banda 1, psycho. Unde a rămas? La ce erou? Hai să ne mai gândim. Caprele Irinuca s-ar fi vaccinat? Sau Irinuca lui Ion Creangă? Nica lui Ștefana Petrei, zvăpăiat așa, nu știu ce să zic, are moacă de nevaccinat, nenorocitul dracului. Cred că stă așa ca infectatul, cum ar zice Andrei Caramitru. Cine mai e pe acolo? Scufița Roșie, mă. Bă, Scufița Roșie. Ea s-ar fi vaccinat, știți de ce? Că se ducea la bunica și să nu o infecteze și pe ea. Cu responsabilitate. Ca să nu fie un pericol pentru ceilalți. Deci Scufița Roșie clar e vaccinat. Albă ca zăpada, nu știu, chiar și numele ei sugerează o poziție extremistă. Eu cumva pe Albă ca zăpada o asemuiesc cu Olivia Ster. Olivia Ster e o femeie foarte frumoasă, orice ați crede voi. Dacă puteți să o priviți fără să o auziți, o să vă placă la nebunie, e o femeie absolut superbă. Și fiind, ea așa se poziționează, ea e până la capăt într-un punct de vedere, nu așa, nu oscilează, nu se mai gândește, la totul e clar. Și de aia cred că Albă ca zăpada
deși reputația e impecabilă, adică această Mădălina Ghenea a basmelor românești, cred totuși că nu s-a vaccinat. Spânul, clar un nevaccinat. Zmeul, bă, Zmeul, ia ziceți voi. Eu cred că Zmeul nu e doar nevaccinat. Eu cred că Zmeul este asimptomatic și o dă la toți din răutatea lui. Muma pădurii, cum bine zicea Andrei Caramitru, cu ăștia nevaccinații care vor trăi ca infectații în pădure, l-am citat exact, e limpede că muma pădurii nu crede în Pfizer, în Moderna, în știință, în de-astea. Amuzant și nu prea, nu știu cât vă amuzați voi, eu mă amuz foarte tare. Când am văzut postarea de pe rovaccinare, mi s-a părut genial. Dar mi s-a părut și că au depășit o frontieră a propagandei care nu merită depășită. Dar bine, ăștia de la rovaccinare nu par foarte inteligenți. N-au subtilitatea înțelegerii consecințelor acțiunilor lor. Dacă cineva poate să înțeleagă, dar ei, ce am zis, sunt convins că nu. Vă dau un exemplu. Dacă eu m-aș apuca mâine, nu eu, stați un pic, de ce să pun pe mine? Că eu sunt pro acest subiect, eu vreau să se discute mult. Vreau o campanie foarte bine făcută pe tema vaccinării. Chiar vreau. Dar dacă cineva face mâine miștouri cu de genul ăsta, bagaboanta aia de nevasta președintelui, nu zice președintelui cui, ce, când, dar toată lumea, pentru că în agenda publică se vorbește mai mult de un anumit președinte, toată lumea va crede că referire la acea persoană. Așa au făcut și ei cu Moș Crăciun în ghilimele. Au denumit un personaj cu barbă și mustăți, ce să zic. Dar asta nu înseamnă că răul pe care l-au făcut unora care se gândeau la autenticul Moș Crăciun, rău, ofensă, așa, deranjul, nu, că până la coadă știm cu toții că Moș Crăciun există. Cred că nu trebuia trecută limita asta. În sensul că electoratul imbecil a luat-o ca pe o blasfemie, electoratul neimbecil și nevaccinat a râs, adică mesajul ăla n-a convins pe nimeni să se vaccineze. Dacă vreunul din proștii de la rovaccinare crede că a convins pe cineva, cel mult o fetiță de 3 ani care nu se vaccinează, adică la 3 ani nu trebuie. Și atunci îți pui întrebarea, de ce? De ce cei de la rovaccinare abordează atât de des teme publicistice cretine care nu duc la vaccinare? Și avem două ipoteze. Sunt toți niște incompetenți în sociologie, psihologia maselor, diseminare informații, subtilitate semantică, semiotică, sunt bâtă, le curge din gură, numai când nici n-ar putea să scrie una din cuvintele astea. Fie planul este ca această campanie de vaccinare să n-aibă o componentă de comunicare bună, situația să rămână, să poată fi prezentată ca fiind critică, cei care ocupă niște poziții să le poată justifica, iar cei care fac niște bani furând în stânga și în dreapta, să poată fura în continuare. Știți de ce? Eu cred mai mult în a doua variantă, pentru că, uite, dacă luăm pe ciobanul din reclama Telecom, pe băbălău ăla care nu știe să zică nimic, se vede pe fața lui, te uiți în ochii lui și vezi abisul, dacă pe ăla îl puneai șeful comisiei de realizare a mesajelor privind vaccinarea, eu zic că ăla sfârșea după un an jumate, sfârșea prin a deveni competent. Că nu poți să te frești tot timpul de cunoaștere să nu rămână nimic, să nu te murdărești măcar la gură, știi? Adică nu ai cum. Cel mai mare prost din lume, dacă îl ții într-o bibliotecă, va sfârși prin a citi două cărți. Adică, ok, dă cu mopul, face avioane, face cornete, mai dă foc, se cacă într-un volum mai gros, dar la final deschide o carte și citește, că nu poți să rămâi imun la mediu. Și de-aia eu cred că ăștia cu rovaccinarea sunt puși pe scandal. Cred că ei sunt puși, dacă vreți, să atâțe periodic spiritele, să facă persoanele nevaccinate să reacționeze urât, ca cu acea reacție în mână se poată duce cineva la altcineva zicând, bă, trebuie să menținem măsurile astea, că uite, și trebuie să întărim controlul asupra, că uite, știi? Și trebuie să rămânem noi la butoane, că uite, uite-te. Gata. Vă las cu rugămintea de a-mi trimite pe mail la contact@bogdanstoica.ro 10 personaje din desene animate despre care credeți că s-ar vaccina sau nu s-ar vaccina cu argumente.
uite nu 10, că e mult, 5, bă 5, de la ce vreți voi, de la povestea porcului până la 1001 de nopți, luați-i pe toți la mână și scrieți-mi acolo cel mai mișto răspuns, va primi un set de cărți tipul din filme, nu există, carte disponibilă doar pe shop.bogdanstoica.ro. Mie mi se pare că e un concurs perfect de Crăciun, termen limită, cât suntem azi, în 28, pe 30, până pe 30 decembrie vă aștept cu poveștile voastre despre vaccinare și toate personajele din copilăria noastră, pentru că eu zic că tonul dat de inteligenții suprem de la pagina RoVaccinare trebuie menținut, trebuie să invadăm poveștile copilăriei și mințile copiilor noștri, să le băgăm vaccinul de acum, ca să acceptăm ușor mai târziu. Nu ratați, da? Ultima frontieră a propagandei de căcat tocmai a fost traversată. Să mergem cu toți în coloană după ei. La revedere!